Din datele recensământului din 2011, reiese că 97,5% din populația de peste 20 de milioane a României aparține unei confesiuni creștine, adică majoritatea persoanelor chestionate au declarat că sunt creștini. Ce înseamnă acest lucru? Cum se reflectă această credință declarată în viața socială, în învățământ, în mass media, în relațiile economice? Extrem de vag. Creștinismul declarat este doar unul nominal, nici de cum unul practicant. Creștinismul nostru nu este drapelul care ne unește și ne înflăcărează, nu este setul de convingeri care ne determină judecata, preferințele și ne ordonează viața. Ce țară frumoasă am avea, ce viață curată am avea, ce tineri fericiți și optimiști am avea, ce tezauri de înțelepciune și bunătate am moșteni de la părinții noștri, ce fibră sănătoasă ar avea națiunea noastră dacă am fi creștini practicanți. De ce nu este așa? De ce sunt așa de mulți oameni care n-au citit Biblia niciodată? Habar nu au de poruncile lui Iisus Hristos și nu par stresați de ce va fi după moarte. Explicația e veche de când lumea. Pentru că creștinii au doar o formă de evlavie, dar faptele lor dovedesc că îi contestă puterea. Iisus Hristos a spus în predica de pe munte: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Pe lângă cei care habar n-au de dogmele creștine, deși se numesc creștini, există un mare număr de creștini mergători la biserică, unde aud mesaje creștine, unde cântă cântece creștine, ba chiar se roagă, țin sărbătorile, își populează casa cu simbolul creștine, poate urmăresc programe creștine la radio sau la televiziune, dar viața lor nu se deosebește semnificativ de viața unui păgân. Întrebarea la care aș dori să medităm în această emisiune este: de ce persoanele care se expun mesajelor creștine nu sunt influențați? De ce rezistă la schimbare? Aud cuvintele, sunt impresionați, sunt puși pe gânduri, dar nu le împlinesc. Iacov, unul din apostolii Domnului, întreabă: ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate credința aceasta să-l mântuie? Întrebări prea complicate. Oamenii speră că va fi cumva bine. Dumnezeu e bun, cu asta se ocupă, cu iertarea păcatelor, cu vindecări, cu intervenții salvatoare. În schimbul unei adeziuni minimale, formale, să ne miluiască și pe noi, mai ales când suntem la ananghie. Iată cum pune problema Iisus Hristos. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A venit ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Evanghelia după Matei, capitolul 7. Fiecare dintre noi își zidește casa vieții conform visurilor și aspirațiilor proprii. Ținând cont de ceea ce considerăm că este esențial, fără de care nu se poate. Ei bine, această realizare va fi supusă testului apei. Averse de ploaie, torente, viituri, rafale puternice de vânt, ce mai? Furtuni în care nu se vede limpede, în care îți pierzi echilibrul, în care ești incomodat, agresat, intimidat. În traducere liberă,
Aceste încercări sunt fie de natură providențială, calamități naturale, boli terminale, tragedii în familie, fie necazuri cauzate de forțele răului, de propriile patimi, de persecuții, agresiuni, de posedări, batjocuri. În astfel de situații, temelia vieții tale este încercată. Pe ce te bazezi? Care sunt premisele echilibrului tău? Omul înțelept anticipează posibilitatea apariției unei traume majore în viață și se gândește la temelia vieții sale. Va rezista sau se va prăbuși? Iisus Hristos afirmă că secretul constă în aplicarea rețetei Lui, în conformarea cu mesajul auzit în cuvintele Lui. Păi dacă oamenii se duc și ascultă cuvintele Lui, de ce nu le împlinesc? E adevărat că trebuie să fii atent la ce asculți, ca să înțelegi. Trebuie să accepți apoi ca adevărat ceea ce se spune, ca apoi să cauți să le împlinești. E adevărat că unii ascultă, dar nu sunt atenți. Alții aud, dar nu înțeleg. Dar să știți că sunt unii care caută să asculte cu atenție, înțeleg ce li se cere, dar nu împlinesc în mod conștient, deliberat. Și aici am vrut să ajung pentru că aici este miezul critic. Când înțelegi bine ce spun cuvintele lui Hristos, te simți agresat, provocat, insultat. Toată firea ta se împotrivește acestei realități. Cum adică e ferice de cei blânzi, de cei milostivi? Cum adică dacă te lovește cineva, să întorci și obrazul celălalt? Cum adică să iubești pe dușmanul tău de moarte? Cum adică să nu strângi avere pe pământ? Cum adică cine își pierde viața pentru Hristos o va câștiga? Cum adică să mâncăm trupul Lui și să bem sângele Lui ca să avem viață? Cuvintele acestea sunt prea de tot. Și atunci ce facem? Fie le contestăm și devenim anticreștini, fie le minimalizăm semnificația practică, sperând că ar trebui interpretate metaforic și ne îmbătăm cu apă rece că Dumnezeu ar trebui să se mulțumească cu un creștinism așa mai rezonabil, mai după puterile noastre, mai uman. Deci nu e așa? Popa zice multe toate, omul face câte poate. Nu se poate ca un Dumnezeu bun să ne arunce pe toți, pe majoritatea, în iad. Firea noastră se împotrivește asimilării noilor referințe, noilor adevăruri, nu le crede, lucedează sau se gândește la altceva. Contestă, ridiculizează, se revoltă sau banalizează situația, minimalizează riscurile. Reduce creștinismul, adică la simple practici culturale simbolice. Practica noastră creștină depinde de răspunsul la întrebarea: cine este Iisus Hristos? Este El doar un personaj mitologic? Un simbol tradițional? Un furnizor de servicii? Sau este Dumnezeu, stăpânul vieții, legiuitorul suprem? Dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a reușit să biruiască orice ispită, a demonstrat autoritate peste legile naturii, peste materie, peste boli și infirmități incurabile, care a demonstrat că iubește oamenii mai presus de oricine altul, care a definit la modul absolut virtutea și sfințenia, care a legat omenirea de Dumnezeu prin jertfa sa pe cruce și a făcut de rușine moartea înviind, atunci ar trebui să accepți cuvintele Lui, să le digeri, să te lași schimbat de ele. Dacă până acum Iisus Hristos a fost un personaj exterior ție, de unde exercita constrângerea asupra ta, incomodându-te, te îndemn acum să-L inviți în inima ta,
în forul tău cel mai intim ca să te ajute la schimbare. Mai întâi va scoate mizeria, va face curățenie, va rupe alianțele vechi, va schimba atitudinile, va redefini prioritățile, imperativele, îți va schimba viața și te va învăța limba lui. Apoi te va împodobi cu frumusețea lui și te va umple de seva lui. De aceea, faptele ascultării tale nu vor fi de fapt ale tale, ci vor fi roada prezenței lui. Roada prezenței de spirit. Din acel moment vei zice ca Toma, ucenicul lui Iisus. Dacă pentru el Iisus a fost un rabi, un învățător, când l-a văzut după înviere, l-a numit Domnul meu și Dumnezeul meu. Abia atunci vei fi pregătit pentru testul apei. Știi cum zice Scriptura? Schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Când te dezleagă Dumnezeu de lucrurile din lumea asta, te leagă de cele cerești, care sunt netrecătoare. Înțeleptul în furtună nu se revoltă împotriva furtunii, ci aduce la cunoștința lui Dumnezeu situația în rugăciune, cu credință, împreună cu mulțumiri, știind sigur că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, o casă care nu este făcută de mâini omenești, ci este veșnică. Așadar, pe ce se întemeiază casa vieții tale? Pe stâncă, pe certitudini sau pe nisip? Pe vorba aceea a lumii, pe folclor, petreacă azi, vină mâine. Meditează la aceste lucruri. Nu fugi, nu te eschiva. Dacă viața e grea, nu înseamnă că trebuie să fugi în munți. Nu înseamnă că n-ai încotro decât să te îmbeți sau să te sinucizi. Mai bine te smerești și te împaci cu Dumnezeu. Mai bine te împrietenești cu Dumnezeu. Ascultă-mă spre fericirea ta.